Sergiu, a fost super mormântare. El a murit! Ce mă fac eu acum? Dragule, multe în viață se întâmplă. Nu lua așa aproape de inimă. Mai ales că a murit frizerul tău. De ce tocmai el? De ce nu altcineva cum ar fi mama ta? Ai grijă ce vorbești! Că în oraș sunt o grămadă de frizeri care pot să te tundă la fel de urât. El își știa părul ca pe cele 5 degete ale sale. Părul se trăgea la el. Ți-mi minte când mi-a făcut tunsoare aia de model? Lasă că ți-a făcut tot tunsoare, parcă era o bubă în cap. Și am luat copiii și am plecat la mama să nu ne molipsim. Lasă, Sergiu, vezi binele ce am făcut astăzi. Am fost la mormântare și aveam mâncărică pe o săptămână. Nu, tu nu înțelegi. Asta e o tradiție. Bunielul nostru umpla la... Gheorghiță Întunecatul, tatăl meu, eu și Alex. Da, da, a fost odată Alex la el și la școală l-au numit o lună Pleșcatul. Și ce? Pe mine tot așa m-au numit. Iată, Alex n-a vrut să se mai ducă și am fost nevoit să-i spun lui Gheorghiță Întunecatul că Alex a murit. Dar să vezi ce om bun, a plâns după asta. Și așa de repede ați plecat, veselia nu mai avea să încep. A venit niște buschetari și au luat toate florile de pe mormânt. De ce te bucuri așa tare? E ca el a plâns când tu ai murit. Eu am murit? Da, Alex, ai murit. Mulțumesc, tata, mulțumesc. Dar și când el m-a legat de scaun, așa, și îmi spunea, acum o să te fac, o să te frezesc, ca un om. Ajunge! Nu mai vorbi de rău de el! Oh, inima! Oh, inima! Oprește-te, Alex, că acușul o să ajungă la Gheorghiță Întunecatul. Alex, să știi că tatăl tău are dreptate. Trebuie respectat omul chiar dacă a murit. Așa mi-a spus și mama mea. Când m-am măritat, a spus că să mă prefac chiar dacă nu-mi place. Dar cum zice tatăl meu, nu te strădui, ele oricum se prefac. Iar acum o minută de reculegere. Dă-te la o parte. Da, dă-te, măi, omul, cam televizorul ăsta. Oameni fără suflet! Stai la ușă! Intrați! De să ghicesc! Iogen și Florenția! Sergiu, eu tot înțeleg, adică noi înțelegem. Mormântare ca mormântare, eu înțeleg. Dar spune sincer, asta tu ai rupt toate lalelele din ograda noastră? Așa acuzații, eu n-am primit niciodată în viața mea. Da, să înțeleg că... O clipă. Acest ceas nu e tău, da? Păi bine, cum zici, rămâne aici la mine. Ca compensație pentru lalele. Cristina, dar cine a murit? Vreo rudă apropiată? Ei, dar fi așa! Gheorghiță Întunecatul, frizerul meu a murit! Cine o să mă tund acum? Mai bine muream eu! Dar tu dă-te-te cu clor pe cap și nu o să ai ce tunde! Voi nu înțelegeți! Eu am nevoie de un profesional! Cum are nevoie părul tău! De pe picioare! De pe picioare!
dar calmează-te, Sergiu. Eu știu frizier bun, unde merge mereu, tu vezi? Ce freză am? Frizerie se numește zâmbetul. Uitându-mă la tine, înțeleg de ce se numește așa. Decât ai plânge, mai bine ne invita să ne așezăm, că ați plânge noi de durere de picioare acuș. Hai, treceți, treceți. Sergiu, dar ajunge atâta. Eu înțeleg să fii murit cineva important. Sora, mama, fratele, Osman Tiurli. Osman Tiurli. Tu nu înțelegi. Orașul e plin de stiliști. Tu nu înțelegi. Eu am nevoie de frizerul meu cu fe mare. Eu nu văd care este problema. Vezi un om cu o tunsoare frumoasă, ia și-l întreabă la ce meșter merge, ca să mergi și tu. Și eu ce trebuie, să mă apropii de oameni și să spun ce frumoasă este freza voastră? Dați-mi meșterul dumneavoastră? Mă duc să sufăr în liniște. Vezi, dragule, să nu sufli muci în plapumă, te rog. Cristina, nu știam că Sergiu la tine e așa sentimental. Mereu moartea e ceva rău. Chiar stăteam acolo și mă gândeam. Dacă Sergiu moare, ce mă fac eu? Atâtea cheltuieli, atâția bani. Păi eu n-am bani. Nici asigurare n-are Sergiu. Cum ce să faci? La muncă să mergi. Ca Florenția. Eu întreb, eu ce să fac? Ar fi bine să-mi caut un Sergiu nou, dar asta e atât de greu. Căutări? Ce bine că Eugen este asigurat. El costă mai mult decât viu. Și cât, dacă nu e secret? 1 milion! 1 milion! 1 milion? Ce avea să fac eu cu 1 milion? Dar ție nu-ți vine că dor să... Eu l-aș... Dar ce pot să fac? Doar să visez rămâne.